Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm și vă mulțumim că și în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Așa cum deja v-am obișnuit și în această ediție, venim cu un invitat deosebit și am onoarea să-l am alături de mine pe nimeni altul decât Bogdan Emanuel Răduț, istoric. Bine ai revenit, Bogdan! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit. În seara asta o să zic când Bogdan, când Emanuel. Sunt obișnuit, sunt așa învățat. Așa că nu te supăra pe mine, suntem prieteni, așa că încercăm împreună să găsim formularea cât mai corectă. Ambele nume sunt valabile. Stimați prieteni, vă propun ca în această ediție să discutăm despre creștinii după Evanghelie, mai exact despre caracteristicile de bază ale creștinilor după Evanghelie. Știți că cultul creștinilor după Evanghelie și, de fapt, comunitatea aceasta a fraților, așa cum sunt ei numiți, sunt în România de mulți ani, o comunitate internațională de asemenea. Pe lângă alte culte evanghelice și pe alte culte tradiționale, în spatele acesta, Carpatul Danubiano Pontic, există și această comunitate care s-a dezvoltat, care și-a dus contribuția la răspândirea Evangheliei și care în continuare duce Evanghelia până la marginea Pământului. Așa că, în seara aceasta, aș vrea să facem cunoștință cu câteva din caracteristicile de bază. Pentru că poate despre baptiști ați auzit, poate despre pentecostal și știți mai puțin despre creștini, despre Evanghelie. Poate și după nume, poate și din alte, să spunem, poate evenimente, poate alte contexte în care ați mai întâlnit biserii sau frați care fac parte în această comunitate. Așa că, cu siguranță, dacă sunteți curioși, vă invit să rămâneți împreună și să învedem împreună cu invitatul nostru ce fac și cine sunt, de fapt, creștinii după Evanghelie. Bogdan, cum ți se pare tema? Tu fiind unul dintre reprezentanții acestui cult. Tema pe mine m-a preocupat în tip personal, pentru că sunt la a treia generație în cultul creștin după Evanghelie în România și fiind la a treia generație, niciodată, și asta o putem constata în timp, valorile unei generații nu sunt obligatorii valorile următoarelor generații. Și personal ar trebui să mă conving de ce ar trebui să fiu și să rămân creștin după Evanghelie, ce ne caracterizează pe noi, ce ne definește pe noi. Apoi ce ne deosebește de celelalte culte evanghelice sau de bisericile majoritare. Fiind din familie crescut în adunare, m-am confruntat foarte mult și în anii de școală și în anii de liceu cu cea mai populară întrebare pe care o primim noi. Care e diferența dintre noi și voi? Și de obicei, când eram mici, lucrurile erau foarte ușor de punctat, toate începeau cu litera nu. Formula nu. Noi nu avem lumânări, noi nu facem pomeni, noi nu avem moaște, noi nu. Treptat mi-am dat seama că nu asta ne definește pe noi. Noi avem lucruri valoroase, scripturale, biblice, care trebuie să ne definească și când cineva ne întreabă cine suntem, noi trebuie să venim cu Scriptura în față, spunem, potrivit Scripturii, noi suntem așa și credem așa și susținem așa și trăim așa. Nu listele acestea, pentru că un om când aude o listă de lucruri negative pe care noi nu vrem să le facem, nu devine niciodată interesat de noi. Și apoi au o listă de reguli, nu avem voie să facem nimic dacă mergem la ei. Dar când le spui lucrurile pozitive, pe noi ne caracterizează următoarele lucruri, oamenii pot să devină interesați. De aceea sunt importante pentru orice generație aceste caracteristici de bază care îi definesc și istoric și identitar pe creștinul pe Evanghelie în România. Slavă Domnului, sunt de acord cu tine. Practic, încercăm să ne definim, în general, și așa ar trebui să o facem, prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem și nu prin ceea ce nu ne caracterizează. Că așa, exact. Dacă punem nu, avem probabil 1000 de definiții la care putem pune nu în față. Dar e important acelea pe care le avem să le prezentăm, să le cunoaștem mai mult. Cred că e o inițiativă foarte bună. Ar trebui să facem o reafirmare internă a noastră, o recatehizare. Câteodată e nevoie să știm și noi cine suntem, care e identitatea noastră. De ce? Ca să știm noi întâi despre noi și apoi să ne putem prezenta în mod corect. Și ai zis foarte bine, în mod scriptural. Biblia fiind în centru
acestei comunități. Așa că te felicit pentru această căutare. Pe de o parte, când spui că valorile unei generații nu se moștenesc, nu se trage mai departe către cealaltă, într-un fel, cum să spun, mă și bucur, poate mă și întristesc, pentru că sunt multe lucruri bune care nu se duc mai departe, dar, într-adevăr, sunt și multe tradiții, obiceiuri, care dispar în timp și alea, într-adevăr, poate n-au legătură și nu ne ajută foarte mult. Sunt, practic, putem vedea din ambele sensuri. Vom vedea dacă generația care va veni după noi va lua ceva bun din ceea ce am făcut noi sau ceea ce am învățat noi de la străbunii noștri, de la frații și surorile noastre. Emanuel, în seara aceasta, hai să luăm așa pe rând. Câte putem face în prima ediție? Stimați prieteni, este prima parte a unei emisiuni mai lungi. În seara aceasta vom face cât putem din cele... Câte ai, așa, în general, să zicem? 12, 13 m-am oprit eu, care am putea să le... Lista este discutabilă, noi o să le luăm pe rând și vom continua cu episodul următor în care vom face și partea a doua. Așa că, hai să începem cu prima caracteristică. Prima a fost enunțată și de dumneavoastră și de mine, această recunoaștere a autorității absolute a Scripturii. Acum, nu vreau să fac apologia neapărat a creștinului pe Evanghelie, dar noi ne numim după Evanghelie. Noi, și să vrem și să nu vrem, noi trebuie să fim atașați de Evanghelie, pentru că s-a întâmplat în istorie să fim cunoscuți sub numele acesta. Acum, pot să fac o paranteză ca istoric, de ce ne numim creștinul pe Evanghelie? Cea mai populară versiune este că nu noi am vrut să ne numim așa, adică cumva în memoria înaintașilor noștri și în mărturile orale se spune că liderii care erau atunci, perioada interbelică, fiind solicitați la minister cu anumite forme de doctrină și statut, cine sunteți, ce credeți voi, ca să vedem dacă vă recunoaștem sau nu în bazele legii cultelor care exista în 1928 în România, și apoi multelor și succesivelor decrete ministeriale pentru asociații religioase, frații noștri au spus, noi ne numim creștini. Și reprezentanții oficialități au spus, creștini de care? Și frații au zis, creștini. Și a spus și dumneavoastră, în plan internațional, pe Mapamon, noi suntem frații. Și atât, din mișcarea fraților, ci din adunările fraților. Și cei de la minister au spus, măi, creștini simpli nu putem. Ce credeți voi? Și frații au spus în Evanghelie. Și atunci au zis, bun, atunci sunteți creștini după Evanghelie. Asta este varianta cea mai populară a denumirii noastre. Mai există o versiune că la Geneva a existat o adunare care se chema adunare după cuvântul lui Dumnezeu și cum unul din filoanele istorice, de fapt cel principal de la început al creștinilor după Evanghelie în România este cel elvețian, cumva unii spun că de acolo s-a și putut prelua această idee. Nu este clar clarificată nici în istoriografie și nici în domeniu, dar cert este că de 120 de ani în România, noi suntem creștini după Evanghelie. Și oamenii de multe ori ne întreabă, nu știu dacă altora li s-a întâmplat, dar cel puțin mie la Craiova mi s-a întâmplat să avem adunarea locală unde sunt membru și slujesc undeva în centrul orașului, în fața unei piețe mari, și foarte des tranzitate de oameni. Și văd acolo sigla Biserica Creștină Evanghelie și oamenii se mai opresc în bajocul și întreabă după care Evanghelie suntem noi? După al lui Marcu, după al lui Matei, după al lui Ioan? Și ai ocazia să le spui după niciuna din ăsta, noi credem în Evanghelia Domnului Iisus, care este de fapt Scriptura. Și putem să invităm în adunare să audă lucrul acesta. Noi credem în autoritatea absolută a Scripturii în două domenii. Pe de-o parte în viața personală a credinciosului și de cealaltă parte în viața comunitară a lui. Adică viața de adunare, a congregației unde se întâlnește. Scriptura este centrul și al predicării și al închinării și al rugăciunii. Toate slujirile ar trebui să fie verificate cu Scriptura, bazate pe Scriptura, izvorâtă din Scriptură. Pagubă că uneori, și mă refer aici la vremea în care trăim, parcă am vrea să copiem modele, poate occidentale, sau poate chiar și din țara noastră,
care funcționează în biserica X sau în biserica Y. Dar probabil îmi veți da dreptate că un lucru care funcționează într-o comunitate nu e obligator să funcționeze același lucru implementat poate în același mod în altă comunitate. Așa este. Ceea ce a caracterizat creștinul după Evanghelie de-a lungul anilor a fost această aplicare asupra Scripturii. Bătrânii noștri și apoi cei dinaintea generației pe care am prins-o eu, eu am prins generația de mijloc a cultului, adică frații care s-au întors la Domnul după cel de-al doilea război mondial, i-a caracterizat pe aceștia aplicarea asupra Scripturii. Știau foarte bine Scriptura. Știu că m-am dus, eram în clasa nouă la liceu și m-am dus să-i pun o întrebare bunicului meu. M-am apucat să citesc Biblia la rând atunci și am ajuns la relatarea despre țapul pentru Azael și m-am dus să-l întreb și bunicul meu, fără să clipească, mi-a zis și unde scrie în Biblie textul. Mi-a zis, a, păi scrie în locul cu tare și zice, dă-mi Biblia de pe masă să-ți arăt. Și mi-a explicat apoi cu Scriptura, mi-a răspuns la întrebarea mea explicându-mi cu Scriptura până la jertfa Domnului Iisus Hristos, dar eu am plecat de acolo fascinat de faptul că eu odată trecusem, de asta m-am dus să-l întreb, bunicul meu fiind predicator, învățător în cadrul bisericii, m-am dus să-l întreb de ce cei cu țapul acesta și bunicul numai că mi-a explicat, mi-a spus din start unde se găsește în Scriptură și ce înseamnă. Și lucrul acesta l-am urmărit apoi la mulți din înaintașii pe care am avut, care nu au avut o școală teologică. Primul institut teologic pe care l-am înființat, Biserica Creștină din România, a fost pe 90. Cel din București, în 1992, Institutul Teologic Timoteus. Înainte de 90 au fost cursurile de la BI, navigatorii care se făceau clandestine, pe care le făceau împreună cu frații baptiști, penticostali, dar nu am avut o școală de pregătire a lucrătorilor, a slujitorilor, cum au avut celelalte culte evanghelice. Și cu toate acestea, am avut o generație de oameni care știau foarte bine textul Scripturii, textul biblic, unde se găsește, pe ce pagină. Să nu uităm că unul din primii președinți în terminologia de astăzi, prim delegat se numea atunci și delegat al creștinului pe Evanghelie, Alexandru Panaitescu, a scris de două ori concordanța Bibliei pe traducerea Colnescu de mână, că nu avea alte... Și cita toată Biblia, primele manuscrise l-a confiscat securitatea și nu s-a lăsat și a luat-o de la capăt. Cât a mai putut și a scris și se găsește în comerț, în librările creștine, această concordanță biblică făcută de cineva care a citit verset cu verset de nu știu câte ori până a extras toate cuvintele pe care le-a inclus în acea concordanță. Scriptura are autoritate pentru că noi mergem pe principiul sola Scriptura izvorât din reformă, dar în același timp acest principiu este și unul practic. Se vede în viața de adunare, în timpul de studiu biblic, în timpul devoțional, în preocuparea pentru întâlnirile de studiu pe lângă Institutul Timoteus, Biserica Creștină Evanghelie are anumite colegii biblice de misiune, dar există un anumit colegiu biblic național al cultului, unde vin frați care cunosc Scriptura și predau anumite Vechiul Testament, Noul Testament, doctrine biblice și alte lucruri, le predau în teritoriu. Vin la zona Cutare, acolo se adună credincioșii și vin din toate categoriile de vârstă. De exemplu, noi la Craiova avem o familie în vârstă, fratele de 80 de ani, sora trecută de 70 de ani, care nu lipsesc de la întâlnirile. Și am putea să spunem, dar ce vă mai trebuie? Că aveți atâți ani de adunare, știți? Exact. Nu lipsesc de la întâlnirile de studiu Bibliei pentru că sunt preocupați și interesați să cunoască și mai multe de Scriptură. De aceea, orice am spune în seara aceasta și în celelalte întâlniri despre caracteristicile care definesc creștinul pe Evanghelie în România, toate au la bază și pornesc din acest trunc comun, Scriptura. Dacă pe noi ne definește ceva care nu e după Scriptură, înseamnă că trebuie să renunțăm la lucrul acela. N-ar trebui să ne definească. Nu avem argument biblic și n-ar trebui să-l susținem dacă Scriptura infirmă sau, și mai grav, dacă Scriptura ar contrazice o practică sau o gândire sau o doctrină pe care noi am avea-o și noi am susținut-o că e a noastră, dar de fapt Scriptura nu e de acord cu noi, întotdeauna Scriptura are dreptate. Slavă Domnului, asta este practic
centru creștinismului, să ne, spunem așa, îndrădăcinăm cu toată puterea noastră în Sfânta Scriptură și de acolo să ne luăm hrană de fiecare zi. Este numai la nivelul de comunitate, la nivelul național, această preocupare a studiului Sfintelor Scripturi, ci și la nivel individual. Și cu siguranță se predică, se încurajează disciplina aceasta a citirii, a studierii cuvântului și acasă, a meditării la cuvântul, la cuvântul lui Dumnezeu. Am început bine. Hai să trecem la următoarea disciplină, la următoarea caracteristică. Care ar fi, pe lângă Sfânta Scriptură? Următorul lucru care ne-a definit și ne definește pe noi evanghelici și de, mă refer în, deja la un spectru mult mai larg decât doar creștinul pe Evanghelie, este această siguranță a mântuirii prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și creștinul pe Evanghelie mărturisesc și în mărturisirea de credință și în predicarea publică și în studii și biblice și cursuri și cărți pe care care s-au scris și care se mai pot scrie, mărturisesc această siguranță a mântuirii. În fond, am plecat de la ideea, de la această întrebare, ce vă deosebește de noi sau cu ce sunteți voi diferiți. În fond, cu aceasta suntem cel mai diferiți de biserica majoritară și de creștinismul tradițional. Noi nu credem în mântuirea prin fapte, noi nu credem în mântuirea prin merite pe care le-am câștigat noi într-un fel sau altul, că facem, că dregem, că dăm bani, că mergem în pelerinaj, că ne rugăm nu știu cât, că postim nu știu cât. Credem și suntem convinși, potrivit Scripturii, că Domnul Iisus Hristos a murit la cruce, în primul rând pentru gloria lui Dumnezeu, ca să ne împace pe noi cu Dumnezeu. N-aveam cum să mă împac eu cu Dumnezeu. Dacă ne uităm în tot Vechiul Testament, omul păcătos n-a intrat și nu intra în Sfânta Sfintelor. Și mai ales preot intra cu greutate odată pe an să facă ispășire pentru tot poporul după un ritual foarte minuțios și foarte bine pus la punct. Altfel putea să moară pe loc acolo. Și în moartea Domnului Iisus pe cruce, când catapeteazma s-a rupt în două, de sus în jos, Dumnezeu prin Domnul Iisus ne-a dat intrare liberă la El. Și spune scriitorul Epistol către Evrei lucrul acesta. Pe calea cea nouă și vie pe care ne-a scris-o Domnul Hristos prin jertfa sa de la cruce. Noi crezând în jertfa Domnului Iisus Hristos, avem iertate toate păcatele noastre. Și Apostolul Ioan spune în ultimul său capitol din prima sa epistolă, v-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Și aud mulți oameni, oameni din jurul meu, cât și credincioși evanghelici, care spun, sper și eu să fiu mântuit. Sper ca Dumnezeu să aibă milă și de mine sau cei din familia mea să fie și ei mântuiți la final. Potrivit învățăturii Noul Testament, noi avem iertate păcatele prin credința în Domnul Iisus Hristos și trăim în această viață veșnică din momentul convertirii noastre. Din momentul că l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, eu trăiesc o nouă viață prin El și cu El. Câți ani îmi găduiesc să trăiesc în lumea aceasta, din momentul acela îi trăiesc cu El și pentru un credincios moartea devine doar trecerea dintr-un loc în celălalt. Dar în aceeași părtășie cu Dumnezeu, în aceeași umblare, avem un exemplu în Geneza capitolul 5, unde se spune despre Enoch că a umblat cu Dumnezeu până când l-a luat Dumnezeu la el. E o trecere atât de natural în textul acela și partea interesantă este că în acel capitol toți cei enumerați trăiesc foarte mulți ani, până la cel mai mult băiatul lui Enoch, Metusala sau Metusalem, 969 de ani. Foarte interesant este că Enoch a fost cel mai tânăr din acel capitol, că a trăit aproape o treime din ceilalți. Și totuși despre să scrie cel mai mult ca spațiu, ca în economia capitolului, și cel mai frumos, la modul acesta. A umblat cu Dumnezeu și a plecat la Dumnezeu. Într-un mod foarte natural. Mulțumim lui Dumnezeu că apoi Duhul Sfânt a inspirat pe cel care a scris cartea Evrei să ne mai dea un pic
dar dau la o parte și să ne spună că primise mărturia din partea lui Dumnezeu că este plăcut înaintea Lui. Și în același capitol spune că noi, fără credință, nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și ca să pot ajunge în cer și ca să pot trăi o viață nouă și ca să pot să spun, da, eu sunt copilul lui Dumnezeu, trebuie să înțeleg lucrul acesta. Nu doar că citesc din Scriptură. Noi nu credem în bibliolatrie. Oh, nu Biblia mă duce în cer, mă refer la cartea fizică, felul în care o citesc și devoțiunea mea față de cartea aceasta mă duce în cer. Cartea aceasta mi-l arată pe Domnul Iisus Hristos. Magii s-au dus la Irod și au întrebat unde este împăratul de cunoscut al iudeilor. Și împăratul Irod n-a știut. Și a chemat pe cei care erau abilitați să știe și cei în măsură s-au uitat în Scriptură. Și au zis, uite, în prorocul scrie că în Betlehemul din Iudea se va naște. Și Scriptura i-a condus pe magi, i-a îndreptat pe magi, sau l-a îndreptat atenția de locul în care erau ei la Ierusalim spre Betlehem. Scriptura întotdeauna trebuie să-i conducă pe oameni. Nu la noi, nu la valorile noastre, nu la doctrinele și specificul nostru cultic. Scriptura pe care o predicăm trebuie să-i conducă pe oameni când sunt în adunare sau la o seară de evanghelizare sau când stăm de vorbă cu colegii la locul de muncă sau când împărțim un tractat sau dăm un Nou Testament cuiva. Scriptura pe care o spunem sau pe care o dăm trebuie să-i conducă pe oameni la Domnul Hristos. Și credința în Domnul Iisus Hristos ne dă nouă siguranța mântuirii. Să știm că orice s-ar întâmpla cu viața noastră, noi suntem mântuiți prin Domnul Iisus Hristos și la finalul acestei vieți biologice ne mergem în glorie. Altfel trăim sentimentul acela din locul de unde am plecat. Exact. Păi, de ce aș fi plecat de acolo dacă trăiesc acela sentiment de teamă, de știe Dumnezeu unde mă duc? Poate Dumnezeu să aibă milă și de mine, să vedem la final. Mă duc unde s-a dus mama, poate. Da, dar știți cum e, noi nu garantăm pentru nimeni. Noi, noi ne bazăm pe felul în care au trăit, pe mărturia pe care au dat-o și spunem. Dar Dumnezeu este cel care cântărește și evaluează umblarea, mărturia, mântuirea și trăirea unui om. Nu noi, noi facem evaluări subiective și de cele mai multe ori mai bine nu le mai facem. Așa este. Așa este pentru că e greu pentru om să înțeleagă, poate peste percepția noastră, peste nivelul nostru de înțelegere, a faptului că Dumnezeu ne promite viața veșnică azi. Da? În momentul în care crezi, în momentul în care dorești să te, când vrei să te pocăiești și te pocăiești înainte la Dumnezeu. Și este un drum, un parcurs, dar este altceva. Nu este un șir de eforturi și alte, știu eu, tradiții și alte lucru pe care le face omul și apoi vede Dumnezeu dacă da sau nu. Da? Că asta este marea diferență noi și bisericile tradiționale. Da? Pentru că în momentul în care spune cine crede în mine, da? Oricine, ca toată lumea să aibă, că să fie, că oricine va crede. Aceasta este problema când stăm de vorbă cu oamenii din jurul nostru, prieteni apropiați, care le spunem și le arătăm și din Scriptură, că Dumnezeu s-a murit la cruce, că prin credința în El putem avea iertate păcatele, că El ne-a promis viață veșnică și că viața aceea începe din momentul în care L-am cunoscut și L-am primit pe El în inima noastră. Ne lovim de această atitudine, această stare, doar atât? Da, îi se poate prea puțin. Doar atât? Doar să cred în Domnul Iisus și din start eu sunt mântuit și eu sunt iertat? De ce? Pentru că noi, oamenii, în natura noastră păcătoasă, avem mentalitatea aceasta, și o vedem și la Evanghelie, și nu numai în religiile majoritare, avem mentalitatea aceasta că noi trebuie să facem ceva. Ai. Să facem și noi ceva, să contribuim și noi cu ceva la mântuirea aceasta. Am stat de vorbă cu mulți credincioși și am ajutat destul de mulți credincioși să înțeleagă că noi n-am contribuit cu nimic la mântuirea noastră. A fost câștigată de Domnul Iisus Hristos la cruce și noi o primim în dar, nu pentru că e ieftină și nevaloroasă, ci e cea mai scumpă, dar nu puteam să o plătim noi. S-a plătit deja și noi am primit această mântuire prin credința Domnului Iisus, plătită de Domnul Iisus cu prețul sângelui Său la cruce, cum spune Apostolul Petru în epistola sa. Dar aceiași oameni înțeleg lucrul acesta și spun
frate, să știi că, uite, ai dreptate, mi-a arătat și în Biblie că așa e, dar, uite, e adevărat, n-am făcut nimic pentru mântuirea mea, dar eu mă țin în ea. Am fost mântuit prin har și doar prin credința Domnului Iisus Hristos, dar eu aleg acum să rămân credincios și mântuit. Și a spus nu. Dacă ne-ar lăsa odată din mâna lui Dumnezeu, n-ar mai fi niciunul. Pentru că despărțiți de mine, spune Domnul Iisus în Ioan 15, nu puteți să faceți nimic. Și el vorbește acolo despre sine ca adevărata viță și despre noi ca niște mlădițe care își extrag seva din viță. Altfel se usucă și mor. Vorbim de un creștinism mort, osificat, anchilozat în tot felul de forme pentru că s-a îndepărtat de sevă, de Domnul Iisus Hristos. Un creștinism care l-a pierdut din vedere pe Domnul Iisus Hristos nu se mai poate numi creștinism. Și asta este diferența în fond și la urma urmei între creștinism și orice altă religie din lumea aceasta. Toate religiile, indiferent de denumire și indiferent de numărul de adepți și de practicanți, ne spun ce să facem noi ca să stăm într-o relație bună cu divinitatea. Creștinismul este singura religie care ne spune ce a făcut Dumnezeu ca să ne împace pe noi cu El. Nu ce fac eu ca să mă pun bine cu Dumnezeu. Pentru că de toate formele de religie în lume, de la animism, la totemism, la religiile antice, până la cele de astăzi, oamenii caută toate formele posibile să îi îmbuneze pe zei. De la jertfe ritualice, la jertfe umane, la jertfe de materiale și așa mai departe, la forme de post, de austeritate, de privațiuni, nu mă ating de aia, nu merg colo, nu mă uit dincolo, ca să mă pun eu bine cu, iertați-mi expresia mai mea academică, să mă pun eu bine cu Dumnezeu, ca Dumnezeu să aibă milă de, și de mine să mă ia acolo. În schimb, deschidem Scriptura și vedem că toate acestea sunt nimic. Isaia spune ca o haină mânjită, nu valorează nimic pentru Dumnezeu. În timp ce ne uităm la Domnul Iisus la cruce, El plătind prețul în locul nostru, ca eu, uitându-mă la El, prin credința în El, să am viață veșnică. Și apoi să fiu sigur de această iertare și de această mântuire și că orice s-ar întâmpla cu viața mea și prin orice situație aș trece, Domnul Iisus spune în Ioan capitolul 10, din mâna mea și din mâna Tatălui meu nu vă poate smulge nimeni. Și în Romani 8, dacă mai pot adăuga un argument la care m-am gândit acum, Apostolul Pavel spune într-un mod extraordinar la capitolul 8 două lucruri. Capitolul 8, versetul 1. Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Pentru cei care sunt în Domnul Iisus Hristos nu mai este nicio condamnare. Așa începe Roman capitolul 8. Și Roman capitolul, același Roman capitolul 8, versetele 38-39, ultimele versete. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Apostolul Pavel în capitolul acesta începe cu aceste două afirmații. Pentru cei care sunt în Domnul Iisus Hristos, pentru cei mântuiți, pentru copilul Dumnezeu, nu mai este nicio condamnare și nu este nicio despărțire de Dumnezeu. Între acestea ne spune despre lucrurile care ne încearcă, despre argumentele pe care să ne dea nouă curajul, că noi suntem biruitori prin Domnul Iisus și spune aici mai mult decât biruitori prin Domnul Iisus Hristos. Despre faptul că am fost înfiați, că suntem declarați moștenitori, că am fost iertați și eliberați și Duhul Sfânt al Dumnezeu confirmă că ne suntem, certifică, cumva semnează certificatul nostru a nașterii din nou. Sunteți copiii lui Dumnezeu, aceia care ați crezut în Iisus Hristos Domnul. Și toate aceste adevăruri se încadrează între aceste două afirmații. Nu mai este nicio condamnare, pentru că Dumnezeu nu pedepsește de două păcatul. Dacă l-a plătit Domnul Iisus la cruce, nu mă mai plătește pe mine pentru El. Și apoi, nu mai am nicio despărțire de Dumnezeu. Indiferent de lucrurile pe care lumea și satana le-ar pune înaintea noastră, nu ne pot despărți
pe noi de Dumnezeu, noi, cei care am fost înfiați prin Domnul Iisus Hristos, aparținem familiei sale. Slavă Domnului! Foarte, foarte frumos! Practic, mi-a plăcut cum ai zis. Păcatul nu este plătit de dor. L-a plătit Domnul Hristos pentru noi. Noi nu mai trebuie să facem nimic decât să primim în dar această mântuire și, bineînțeles, să facem fapte vrednice de credința noastră, de pocăința noastră. Nu ca să fim mântuiți, ci ca urmare a faptului că noi suntem mântuiți. Absolut. Asta este, fraților, diferența. Am vrut să fim mai specifici cu această caracteristică, pentru că ocazia aceasta a mai clarificat o învățătură greșită care apare din când așa în jurul nostru, și anume că și omul, dacă face ceva, poate Dumnezeu are milă de el și îl pune acolo în sânul lui Avram. Foarte bine. Deci am vorbit despre Scriptură, care este în centrul acestei comunități, și apoi despre siguranța mântuirii. Slavă Domnului pentru această siguranță. Altfel, dacă am fi aici și doar am face niște eforturi, am fi niște oameni foarte, foarte triști. Cel puțin spune, și așa e viața, e grea, și așa este cum este, nu știu ce se întâmplă ziua de mâine. Dacă nici siguranța aceasta că Dumnezeu ne va lua cu El în cer, că suntem cetățeni ai cerului, pentru ce mai trăim, pentru ce ne mai spate? Pentru ce mai venim la biserică, pentru ce mai sunt împreună? Și nu am avea șanse egale. Exact. Pentru că cineva care e multimiliardar poate să facă niște fapte mult mai meritorii decât o văduvă care dă doi bănuți la colectă duminică la biserică. Și Dumnezeu poate să aprecieze pe acea văduvă mai mult decât pe acel miliardar care dă din prisosul lui, cum știm că se exprimă la un moment dat Domnul Iisus Hristos. Noi ne uităm câteodată și la noi și la cei din jurul nostru și parcă intrăm așa într-o competiție. Că noi trăim prin comparație și competiție. Ne comparăm unii cu alții și concurăm. Nu merge la mântuire. Pentru că n-am contribuit cu nimic să fiu mântuit. Și nu contribui cu nimic ca să mă țin în această mântuire. Prin har și prin credința Domnului Iisus sunt mântuit și harul este ceea ce mă ține pe mine și pe dumneavoastră și pe oricare credincios care ne ascultă. Harul este ceea care ne ține pe calea credinței. E Dumnezeu cu bunătatea Lui, cu îndurarea Lui și cu harul Lui pe care îl pune în fiecare zi la dispoziția noastră. Dacă vreți așa, ne dă în fiecare zi câte o porție nouă de har. El care este bogat în har. Ca în fiecare zi noi să mergem încă un pas mai departe pe calea credinței. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mulțumesc foarte mult, Emanuel, pentru aceste explicații. Hai să trecem și la punctul 3. Timpul trece foarte repede. Nu e întotdeauna prietenul nostru și, de fapt, nu este deloc prietenul nostru, cel puțin în timpul emisiunii. Întotdeauna am dorit să vorbim mai mult. Hai să trecem și la punctul 3 și să vedem care este a treia caracteristică. A treia caracteristică este centralitatea Domnului Iisus în predicare, în închinare și în trăire. Vai de mine, asta este o chestie și la fel de contemporană. De ce spun asta? Apostolul Pavel scrie o epistolă în închisoarea din Roma, adresată credincioșilor din Colose, în care le explică următoarele lucruri. Am auzit, nu era o biserică înființată de Apostolul Pavel, ci de Epafras. Și Epafras a ajuns la un moment dat lângă Apostolul Pavel și probabil îi povestește ce se întâmplă acolo și despre credincioșii de acolo. Și Apostolul Pavel descrie această epistolă celor din Colose și vorbește într-un mod laudativ despre credința voastră, în capitolul 1, despre dragostea voastră pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii. Dar toate aceste lucruri sunt realizate în voi de faptul că ați auzit Evanghelia. Dar care era problema în Colose? Și dau exemplu Colose pentru că problema aceasta este contemporană. Și de atunci și până astăzi ne tot lovim de ea. Apostol Pavel spune așa, pentru mine Hristos e totul. Și colosenii spun, pentru noi nu e suficient. Și Apostol Pavel întâi le spune părțile bune. Și asta e lucrul cel mai bun. Le spune părțile bune, după care Apostolul Pavel începe să taie așa pe subiecte în problemele cu care se confruntau ei. Și în versetul 6, capitolul 2, spune așa. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu.
Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâni. Și continuă Apostolul Pavel și detaliază lucrul acesta. De ce? Oamenii vin și spun, bun, am înțeles, sunt mântuit prin credința în Domnul Hristos, înțeleg într-o oarecare măsură că El mă ține cu harul Lui, dar parcă totuși nu e suficient. Parcă e prea mult așa să auzim, sau prea puțin, doar despre Domnul Hristos la adunare. Doar să cântăm despre El, doar să auzim predicându-se despre El, doar să ne închinăm prin El. Centralitatea Domnului Hristos este tema centrală a Epistolei Coloseni. Trecând așa un arc peste timp de 2000 de ani încoace, oamenii au căutat întotdeauna să fie Hristos plus ceva. Și a fost Hristos plus botez. E bine să crezi în Domnul Hristos, dar dacă nu te botezi, nu ești mântuit. Exact. Hristos plus cina Domnului. Și sunt oameni care spun, nu pot să mor dacă nu vine să mă împărtășească. Eu cum mă duc așa neîmpărtășit? Dar eu cred în Domnul Hristos. Tărharul de pe cruce n-a primit nici botez, nici nicio împărtășanie. Acum nu luăm exemplul acela să-l generalizăm, dar sunt situații în care înțelegem anumite lucruri. Dar sunt oameni care se leagă de formele acestea. Hristos plus sabat. Și Apostolul Pavel scrie aici, de ce dacă voi ați fost născut din nou și ați primit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, vă lăsați judecați de oameni care vă critică cu la mâncare, la băutură, la o zi de sărbătoare, la o lună nouă, la sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, am și din versetul 16 și 17, tot din capitolul 2, dar trupul este al lui Hristos. Știți cum e asta? M-ați invitat la dumneavoastră în studio și eu puteam să vă trimit o fotografie cu mine și să zic, exact. Acesta sunt. Astea sunt umbra. Vechiul Testament ne arată fotografie despre Domnul Iisus Hristos. Și a venit persoana și oamenii vin și spun, am văzut cum e cu persoana, dar nouă ne place mai mult albumul cu poze. Noi vrem fotografiile. Și spune, voi sunteți trupul lui Hristos. Nu mai aveți nevoie de umbra lucrurilor. Nu mai aveți nevoie de imaginile de acolo. Pentru că voi acum aveți persoana. Și Apostolul Pavel caută în această epistolă și în această epistolă și pe noi să ne țină legați de Domnul Iisus Hristos în viața noastră, în slujirea noastră, în predicare, în evangelizare, în învățătură, în închinare. Și acum, când Domnul Iisus Hristos este totul pentru mine și eu vorbesc cu un prieten și spun lucrul acesta, acel prieten la meu își va da seama dacă eu cred ceea ce spun. Dacă din viața mea emană această bucurie, eu l-am găsit pe Domnul Iisus. Gândiți-vă în Ioan capitolul 4 că o femeie își lasă găleata la fântână, fuge în localitatea de unde a plecat, în Samaria, și spune, veniți cu mine. Veniți cu mine să vedeți pe cine am întâlnit. Și sunt două lucruri acolo. În capitolul 4, Ioan spune așa. Oamenii, spune, mulți au crezut în Domnul Iisus Hristos din pricina spuselor acestei femei. Și îl cheamă la ei și stă Domnul Iisus două zile în Samaria și îi învață. După două zile, cuvântul spune așa. Mai mulți au crezut în el și au spus femeia așa. Acum nu mai credem doar pentru că ne-ai spus tu. Ei nu neagă cu nimic ce au spus femeia aceasta. Nu mai credem doar pentru că ne-ai spus tu. Ne-am convins și noi. Când evanghelizarea pe care o fac, când mărturia pe care o depun, când predicarea pe care o rostesc în adunare, cei care sunt frați slujitori. Când încerc să spun altora despre Domnul Iisus Hristos, oamenii trebuie să treacă de la mine, să vadă în primul rând la mine că eu cred și sunt convins de lucrurile acelea pentru că mie mi-a schimbat viața și să treacă de la mine la acela care mi-a schimbat viața. Eu nu-i leg pe oameni de mine. Apostolul Pavel spune, ascultați de Epafra, nu spune, ascultați de mine, ci spune așa, voi ați primit Evanghelia, nu vă mai trebuie nimic altceva, rămâneți în Evanghelie. Și frate Cătălin, după 90 încoace s-au umplut bisericile de tot felul de credincioși, după tot felul de interese. Și cu ce aduci pe oameni în adunare cu alte seții? Dacă Evanghelia l-aduce pe un păcătos în adunare, Evanghelia nu se schimbă și omul acela rămâne în adunare.
Dar dacă a venit că i s-au dat ajutoare, că i s-a promis un contact de muncă sănătate, că eu nu știu aici în București, dar de unde vin, erau oameni care veneau la noi și ne cerau că vrem să ne botezăm aici la dumneavoastră, să ne dați și nouă hârtie să muncim în partea altă. Și a spus, păi nici noi nu avem hârtie să plecăm acolo, cum să vă dăm dumneavoastră? Și de ce vreți asta? Păi am auzit că voi vă cunoașteți, aveți pe acolo frați, surori și vă ajutați unii pe alții și ne găsiți și nouă. Asta în special după 2007, de când am intrat în Europeană și cumva ieșirile au fost mult mai ușoare. Oamenii deveneau interesați nu de Dumnezeu, nu de Domnul Hristos, nici de Scriptură, nici de iertarea păcatului, ci de ceva mai mercantil, mai pragmatic. Mă pocăiesc, că pocăitul să mă ajute și o să meargă mai bine. Și dintr-o dată Domnul Hristos n-a nicio treabă în povestea asta. De aceea cer de ani de zile și în slujirea pe, la care Domnul m-a chemat cu cuvântul, o revenire la Scriptură, o afirmare și mai fermă a siguranței mântuirii, ca să nu trăim cu teama aceasta în fiecare zi că ce se întâmplă cu noi, și o accentuare, o clarificare, o proclamare puternică a centralității Domnului Hristos. Bunicul meu avea o vorbă care o spunea și în predici. Noi ne-am venit aici, Domnul Iisus este în mijloc și noi facem roată în jurul Lui. Și spițele la roată sunt egale. Așa este. Și da, El e în mijloc. Noi suntem toți în jurul. Și dintr-o dată, nu mă mai raportez, că oricum aș raporta la fratele cam tot aceeași lucru. Eu trebuie să mă raportez la centru, la Cel care stă în mijloc, la Domnul Iisus Hristos. Și sunt în adunare ca să primesc har din cuvânt, învățătură din cuvânt, mustrare dacă e nevoie din cuvânt, pentru că eu am venit înaintea Celui care este capul bisericii și centrul predicării, al închinării și al trăirii Celui credincios. Fără Hristos, repet, Ioan, Evanghelia, capitolul 15, fără Hristos nu putem să facem nimic. Și în Hristos suntem cu adevărat împliniți potrivit versetului 10. Colescu spune, voi aveți totul deplin în Domnul Hristos, care este capul oricărui domnii și stăpâniri. În alte traduce spune, voi sunteți cu adevărat împliniți în El. Oamenii își caută împliniri. În relații, în joburi, în business-uri, în educație, în cultură, în orice lucru de genul acesta, în sport și așa mai departe. Adevărată împlinire o ai când l-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos care ți-a schimbat viața. De aceea, pentru noi, creștini după Evanghelie, și lucrul acesta, cred că, și cel puțin primele trei lucruri, cred că sunt comune și celelalte confesiuni evanghelice. Această centralitate, această preocupare, acest accent apăsat asupra persoanei Domnului Iisus Hristos. Noi suntem, în fond, noi suntem aia cu Iisus. Și am mai povestit-o cu o doamnă medic, m-a întrebat odată dacă cred în Iisus și eu am spus cu siguranță da și m-a întrebat în care din ei. Și am spus, dacă dumneavoastră mi spuneți care sunt, eu vă spun în care din aceia, că nu știu cum i-ați împărțit. Și doamna, sinceră în felul dânsei, nu am, decât o singură dată am întâlnit-o în viață, doar tangențial, nu știu cine este, cum o cheamă, mi-a zis, păi e unul la noi, unul la voi, unul la cutare. Și a plecat. Și Domnul mi-a adus aminte pe moment de un verset, dar n-am apucat să-mi spun, pentru că atunci când am ieșit, n-am mai găsit-o, un verset pe care spune Apostolul Pavel în Corinteni. A fost Hristos împărțit pentru că v-ați împărțit voi? Noi aici ne împărțim după culte, după confesiuni, ne înălțăm gardurile cât vrem noi de mari, tăiem toate podurile dacă ne supărăm unii pe alții. Dar Hristos e același ieri, așa, pentru cei din Coloseni și pentru înaintașii noștri, este același astăzi pentru noi și slăvit să fie că e același în veci. Nu numai pentru viața mea, nu numai până mor eu și până trec la El, până vine El să mă ia sau trec în veșnicie. E dincolo de viața mea efemeră în această lume. El trăiește în veci. Și acest Hristos este Cel care m-a împlinit pe mine, probabil și pe dumneavoastră și pe mulți dintre cei care ne ascultă. Și același Domn Iisus Hristos îi poate împlini pe toți aceia care își pun credința și nădejdea în El.
Slavă Domnului, slavă Domnului, este atât de mare nevoie de o reîntoarcere la Domnul Hristos, ca El să fie centrul la tot ceea ce facem, pornind de la predicare, pornind de la promovare, pornind de la toate acțiunile acestea care se întâmplă pe lângă comunitățile creștine, biserică, știu eu, și alte organizații. Oamenii caută partea ușoară, sunt atrași de ajutoare, sunt atrași de promovare, de imagine, de like-uri, de știu eu, asta atrage, de faimă, de putere, și Domnul Hristos rămâne undeva în urmă. Așa că, dacă îl predicăm pe Hristos, dacă ne întoarcem și îl punem pe Domnul Hristos acolo unde este El, în centru a tot ceea ce suntem și ce facem, atunci lucrurile sunt așa cum spune Scriptura. Practic împlinim și ceea ce am vorbit la punctul 1, la caracteristica legată de legătura aceasta strânsă cu Scriptura. Emanuel, mulțumesc foarte mult. Timpul a trecut fără să le dăm seama. Dar deci, Domnul Iisus a fost preocuparea discuției noastre. Slavă Domnului! Asta e lucrul cel mai bun. Slavă Domnului! Practic am vorbit despre Sfânta Scriptură, am vorbit despre siguranța mântuirii și despre centralitatea Domnului Hristos. Trei principii de bază în tot ce înseamnă viața creștinului. Cu ajutorul Domnului ne vom întâlni și data viitoare, vom mai continua și cu celelalte. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru discuția aceasta. Dumnezeu să-ți dea putere și tot ce ai nevoie pentru a duce mai departe slujirea, sau hai să zic slujirile în care ești implicat, atât la nivel de istoric, cât și la predicarea cuvântului pe care știu că o faci. Acolo Dumnezeu deschide ușa să fie o binecuvântare și să duci cu ajutorul lui Dumnezeu vestea aceasta bună până la marginea pământului. Mulțumesc și pentru dumneavoastră și pentru toți cei care ne ascultă, rămânem la îndemnul acesta, pe care dă și Apostolul Pavel Colosenilor. Rămâneți la Evanghelie, rămâneți la Domnul Iisus Hristos și Domnul să vă binecuvinteze. Amin, așa să ne ajute și pe noi și pe dumneavoastră, stimați prieteni. Vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că ați fost cu noi. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!